Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar de ce ești așa de vesel? Fericit. Iată, da. O situație din Germania, cred că este această situație. O doamnă... Vreți să intrăm în atmosferă? Nu vreți să fie asta o temă? Ba da, e deja. O doamnă de 91 de anișori dintr-un centru pentru bătrâni din Germania cultiva planta numită cannabis fără să știe. Să știi că și la București se întâmplă asta. Se cultivă cannabis, dar fără să știe poliția. Crezi tu? Plantația era pe balconul ei dintr-un centru pentru îngrijirea vârstnicilor din regiunea Schwaben, din sudul Germaniei. O persoană angajată a centrului și care știa despre ce e vorba a alertat poliția după ce a observat o plantă cu aspect suspect. Păi ce turnător să ne existe, exact. Incredibil. Și aspect, pe bătrânica asta, adică nu i-a spus femeii: mama, e, vezi că ți-a crescut buruiană suspectă în balcon, exact. Direct la poliție. Rezidenta a rămas uimită, deoarece nu cunoștea numele plantei. Adevărul că în afară de rozmarin și oregano și busuioc pe care le pun eu cu mânuța mea în grădină, habar n-am ce plante am și eu. Leuștean, mărar, astea le știu. Leuștean, mărarul nu cresc, nu știu de ce. Poliția i-o fi venit și cu denumirea latinească. Da, cu ierbarul. Știi? Așa, nu era la curent cu interdicția privind cultivarea acesteia. Ei plăcea planta, relatează autoritățile, pe care o îngrijea de ceva vreme, așa că nu a fost de acord ca aceasta să fie confiscată de polițiști. Eu cred că se atașase de ea, se simțeau bine, da, împreună. Altfel, bătrânica era foarte veselă. Veselă, da, fericită. N-avea probleme, n-avea dureri. După o perioadă a fost nevoie de multă convingere și multe explicații, femeia a fost în cele din urmă de acord să predea planta în vederea distrugerii, scrie Agerpres. Acum, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar eu nu înțeleg autoritatea statului, în general, nu a statului român, a statului, să te oblige să distrugi o plantă care altfel ea crește liber. Deci, încă o dată, să nu fiu înțeles greșit. N-am astfel de plante, nu. Poate face cineva legătura. Și adică tu ce-i propune? Să o relocheze, să o ia într-un ghiveci, să o ducă nu este pădure? Dar nu e un drog de sinteză. Înțeleg ca statul să adopte legislație, reglementări, când sintetizezi un anumit drog, o anumită substanță, că n-ai voie să sintetizezi substanța respectivă. Corect. Să extragi, să produci, să faci, să combini, să nu știu. Ai o buruiană. Cum poate să-ți interzică statul să-ți crească buruiana pe balconul dacă tu ai o relație plăcută cu ea? Care-i problema? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.